De la începutul anului, numai puțin de 3 doamne au părăsit organizația de femei a Partidului Social Democrat din Petroșani. Toate cele 3 făceau parte din structura de conducere a organizației, respectiv președintele, vicepreședintele, precum și unul dintre membrii biroului de conducere. Drept motiv de plecare, acestea au precizat că se datorează lui Ioan Rus, președintele PSD Petroșani. Câtva timp înainte eram acuzat că partidul nu are suficientă activitate. În decembrie cred că am avut atâta activitate încât chiar am fost uneori nevoit să suprapunem niște acțiuni și iar am fost criticat și atunci că, mă rog, una e la oră și alta este la alta în aceea zi. Sigur, dacă au fost prea multe acțiuni, tot se mai găsește ceva. N-am primit niciun răspuns la demisii, n-am primit nici o explicație minimă, cu toate că am insistat. Până la urmă, este un statut, procedăm ca atare conform statutului. Cred că ceea ce am făcut până în momentul de față, eu personal am făcut bine. Deci, sigur, fiecare om are un suflet, fiecare om are valoarea lui, dar să nu uităm un lucru, nimeni nu este de neînlocuit, partidul trebuie să meargă înainte și orice partid are un statut pe care trebuie să-l respecte. Celelalte probleme cu anumite intrigi, cu anumite pârghii de arunca noroi în capul unuia sau altuia, în mare parte a experienței mele de 20 de ani în partid, o fac oamenii care probabil încearcă să-și găsească alte orientări. În același timp, Ioan Rus a precizat că va pleca numai în cazul în care majoritatea membrilor filialei ar dori acest lucru. Dacă consideră colegii mei că sunt vinovat cu ceva, nu e nicio problemă, poate să vină altcineva mâine la conducerea acestei organizații. Chiar nu sunt supărat, până la urmă sunt un om responsabil și conștient. Dacă trebuie să fac ceva împotriva voinței colegilor mei și împotriva, până la urmă, a respectului de sine, personal, numai ca să cineva să atingă un anumit scop sau un anumit joc murdar politic, asta este cu totul altceva. Și atunci, sigur, până la urmă, pot să procedez în consecință. Sau poate că unii se bazează, calomnia nu este incriminată și atunci lucrurile pot să meargă în acest mod la infinit. Probabil, colegii mei din legislativ vor da un timp, o anumită atenție și acestei calomnii deșanțate, pentru care unii au făcut o practică permanentă din ea. În ceea ce le privește pe cele 3 demisionare, acestea vor rămâne deocamdată în PSD. Pentru a acoperi locurile din conducere lăsate libere de către acestea, vor fi organizate alegeri.